Legislația rutieră a fost actualizată astfel că au apărut noi reguli pentru șoferi în ceea ce privește viteza pe drumurile publice. Așadar, care este viteza la care rămâi fără permisul auto pentru jumătate de an? Noul prag de viteză tocmai ce a fost anunțat de către autorități. Noua lege rutieră stabilește limitele de viteză de la care se suspendă permisul de conducere, astfel că Parlamentul dezbate un nou prag de viteză pe care, dacă șoferul l-a depășit, rămâne pieton timp de șase luni. În anul 2022, S-au înregistrat mai mult de 4700 de accidente rutiere în țara noastră. Dintre acestea, circa 20% au avut ca principală cauză viteza mult prea mare. Din acest motiv, senatul a adoptat mai multe modificări ale codului rutier, cu scopul de a înăspri sancțiunile pentru șoferii care calcă prea mult accelerația. Constituie contravenție și se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a 4 de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile. Depășirea cu mai mult de 100 de km la oră a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv. Scrie în proiectul legislativ adoptat de Senat. Același document stabilește în cazul în care șoferul care a primit această sancțiune recidivează în decurs de șase luni de la momentul recuperării permisului și calcă din nou accelerația prea tare, va primi în plus față de sancțiunea aferentă alte 30 de zile de suspendare a carnetului de conducere. Limita maximă de viteză pe raza unei localități va rămâne la 50 de km pe oră, dar sunt și zone unde se va putea circula cu până la 80 de km pe oră. De asemenea, limita de viteză pe drumul expres este de 120 de km la oră, iar pe autostrăzi 130 de km la oră. Depășirea limitei de viteză se pedepsește cu amendă și în anumite cazuri cu suspendarea carnetului de conducere. Punctul de amendă este de 145 de lei, iar pentru depășirea vitezei se aplică sancțiuni cuprinse între 2 și 29 de puncte de amendă. Relatează pleitech.ro